Bun găsit la buletinul știrilor locale, sunt Olimpia Moga. Fabrica de pulber din Făgăraș și Pirochim Victoria au scăpat de datorii. Guvernul a decis anularea obligațiilor fiscale datorate de 15 companii din industria de apărare care produc sau comercializează armament, muniție și material de război. Motivul? Întărirea capacității de apărare a României în actualul context geopolitic. Două dintre uzinele salvate de la executarea silită sunt din Făgăraș și Victoria. Nu se mai tem de somațiile la plată, de executările silite și nici de amenințările autorităților. Vorbim despre fabricile strategice din zona noastră, cărora de mai multă vreme le puseseră gând rău conducătorii urbelor, după cum au declarat directorii. Dacă vorbim de fabrica de pulber de la Făgăraș, directorul general Nicolae Micu spune că de ani buni s-a vehiculat ideea desființării acesteia. Devalizarea platformei fostului combinat chimic de către unii care au știut ce fac, și resturile au rămas pe mâna, să spunem, unui segment de populație care își duce existența numai din ceea ce recuperează de pe platforme, tacit a fost acceptată de tot ceea ce înseamnă oficialitate sau putere, inclusiv locală sau județeană. Astăzi a venit și vestea bună pentru angajați. Fabrica nu va dispărea și a dispărut și războiul cu primăria odată cu ștergerea datoriilor. În același timp va fi oprită de drept orice măsură de executare silită pentru recuperarea datoriilor. Până în 20 mai, când vine fondul monetar, această ordonanță de urgență va fi și atunci va dispărea de la sine, inclusiv procesul cu primăria Făgăraș și ce mai avem noi. Vă pot spune că alte Vestea bună este că aceste capacități vor funcționa ca urmare a intereselor esențiale și ale siguranței naționale. Ordonanța aprobată de guvern mai prevede însă că dacă societățile înregistrează la finele fiecărui an, în următorii 5 ani, obligații neachitate la scadență de natura celor anulate, atunci datoriile vor fi repuse în sarcina acestora, iar accesoriile aferente vor fi recalculate. Sunt bune de plată. Peste 100 de familii din Făgăraș care nu au deloc venituri modeste au vrut să păcălească statul. Au cerut subvenții la căldură în sezonul rece timp de 2 ani. În urma controalelor, cei care au întocmit declarațiile false vor înapoia banii statului, dar vor fi și amendați. 124 de familii făgărășene au fost prinse cu declarații false. Pentru a putea primi subvenția la căldură, oamenii și-au declarat fals veniturile. Pentru o perioadă de 2 ani au beneficiat de subvenții, numai că au fost descoperiți. Acum trebuie să scoată bani din buzunar pentru a-i returna statului. În urma controlului efectuat de Camera de Conturi a județului Brașov, la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Brașov, au fost identificate un număr de 124 de persoane titulare ai ajutorului de încălzire din municipiul Făgăraș în perioada sezoanelor reci 2012-2013, 2013-2014, ca deținând depozite bancare în valoare de peste 3.000 de roni. În momentul de față facem anchete sociale pentru toți titularii, urmând ca mai apoi să emitem dispoziții de recuperare a sumelor primite necuvenit. La Făgăraș, în evidența Serviciului de Asistență Socială, sunt înscriși 1500 de beneficiari ai ajutorului la încălzire. Numărul de cereri depuse de la începutul anului au fost mai mare ca în anii precedenți. Angajații Serviciului de Asistență Socială au studiat cu atenție fiecare dosar și au respins multe cereri, odată cu modificările ce privesc beneficiarii subvenților la căldură. Mulți solicitanți dețin în proprietate imobile sau autoturisme și nu pot obține, potrivit legii, subvenții la căldură. Reprezentanții Serviciului de Asistență Socială mai spun că în urma controlului efectuat de Camera de Conturi a județului Brașov, la Agenția Județeană de Plăți și Inspecții Sociale Brașov, au fost identificați făgărășeni care dețin depozite bancare cu o valoare mai mare de 3.000 de lei. În momentul de față se efectuează anchete sociale pentru toți titularii, urmând ca apoi să se emită dispoziții de recuperare a sumelor primite necuvenit. Familiile sau persoanele singure, beneficiare a ajutorului de încălzire, vor trebui să plătească și 2.600 de lei pentru cele două sezoane reci în care au primit subvenția, asta dacă au fost încadrați la ajutorul maxim oferit de stat. În urma acestor controle, făgărășenii vor trebui să returneze toți banii care i-au primit drept ajutor la încălzire. Acești bani vor fi plătiți la Serviciul de Taxe și Impozite. De asemenea, pentru că au încălcat legea privind acordarea acestor ajutoare, făgărășenii în cauză sunt pasibili de amendă. Câinii fără stăpân își fac viacul liniștiți pe străzi. În cartierul Tudor Vladimirescu, făgărășenii sunt terorizați de haitele de maidanezi.
Locatarii așteaptă și acum ca autoritățile să ridice de pe domeniul public animalele fără stăpân și să le ducă într-un adăpost. La Făgăraș, padocul din combinat nu mai funcționează. Zeci de făgărășeni care locuiesc în cartierul Tudor Vladimirescu trăiesc un adevărat coșmar. Câinii străzii sunt tot mai agresivi și le atacă tot mai des copiii. Adulții se simt mai în siguranță, că se pot apăra, dar când vine vorba de cei mici, nu există măsuri de precauție eficiente. Animalele și-au înfipt de multe ori colții în copii și oamenii mari stau cu frica în sân. De multe ori se tem să iasă seara din casă, să meargă la container să ducă gunoiul sau să coboare din mașină când se întorc de la serviciu. Asta ca să nu mai vorbim de lătrăturile din timpul nopții care trezesc tot cartierul. Câinii? Da, deranjanți oriunde. Copii, pentru copii, sigur că da. Poate să fie periculos și pentru mine, că nu mi-e frică, dar când sunt haită, așa devin haită, mai fac, da. Oricum sunt deranjanți pentru oamenii, mai ales pentru mușcături. Să fie adunați undeva în centre. Nu, sunt o grămadă, mai ales dimineața, când se duc copiii la școală, cel puțin aici în spate la Penny. E și frică să-i lăsăm singuri. E de ajuns să muște unul și toți. La lor că sunt vagabonzi. Vin de la casă, îi lasă de mici pui, că chiar în fața la geamul meu a lăsat patru cățeluși. Păi cei de la casă să-și castreze câinii. Și atunci stăm liniștiți și ei și noi. Atunci nu mai sunt pui, nu? Și zice că dacă nu le dai să mânce, devin mai agresivi. Devin agresivi, că ai văzut și omul când nu are ce să mânce, devine hoț. Există însă și persoane care iubesc patrupedele și chiar dacă nu se simt în siguranță, nu îi lasă inima să nu le hrănească. Acest fapt nu face decât să înmulțească haitele de câini din cartier. Mor mușca și am fost operată. Nu vă supărați, eu iubesc, dar nu-i vreau pe stradă. Sunt periculoși. Foarte. Nu știi la ce să te aștepți. Chiar și de la o potaie de aia mică. Ce să facă? Să-i strângă. Să nu-i mai lase pe stradă. Nedumeriți, făgărășenii din Tudor se întreabă de ce nu se găsește nicio rezolvare pentru a scăpa de haitele de câini comunitari, stare ce persistă de multă vreme și care se regăsește în întreg orașul, nu doar la ei în cartier. Primăria le-a amenajat parcări la scară, a reparat aleile dintre blocuri, dar le-a lăsat pe cap maidanezii care îi mușcă pe cei mici și bagă oamenii sperieți. Ne mai despart câteva zile de Festivalul Narciselor din Dumbrava de la Vad. Ampla manifestare devenită tradițională se sărbătorește duminică 18 mai. Primarul din Șercaia, Cristinel Paltin, spune că rezervația naturală unică în Europa ar putea să atragă turiști din toate colțurile lumii, dacă ar fi conservată și păstrată. A cerut sprijinul Casei Regale a României pentru a salva Poiana, care an de an se degradează tot mai mult, iar speciile valoroase de plante și arbori dispar încetul cu încetul. Rezervația de la Vad sau Poiana Narciselor, cum este cunoscută de localnici, se întinde pe o suprafață de 400 de hectare. Peste 300 se află în proprietatea sătenilor. Primăria Șercaia deține 7 hectare, iar suprafața de 80 de hectare este gestionată de regia Rom Silva. Primarul din Șercaia, Cristinel Paltin, consideră că rezervația tinde să se degradeze încetul cu încetul, pentru că nu au fost puse în aplicare planuri de conservare. Nici fonduri europene nu s-au putut atrage aici pentru că aria proprietăților este împărțită. A cerut și sprijinul Casei Regale pentru a salva Dumbrava de la Vad. Din arealul de aproximativ 400 de hectare la care practic am început să îi redau frumusețea de odinioară, este drept că numai pe 6 hectare acum, anul acesta, să-l promovăm la nivel de Europa pentru că suntem importanți și avem această valoare. Un patrimoniu natural nemai întâlnit în nicio altă parte a Europei pe o suprafață atât de mare. Și de ce nu? Că ăsta e capitalismul, suntem în competiție cu celelalte poene. Poiana Narciselor de la Vad, rezervație unică în Europa, atrage turiști de câteva ori pe an, atunci când înfloresc narcisele și când se organizează festivalul tradițional. Manifestarea este una simbolică pentru zona Făgărașului. Se obișnuiește ca sărbătoarea Narciselor să se organizeze de Sfinții Constantin și Elena. Cum sărbătoarea pică într-o zi lucrătoare, primăria Șercaia și-a propus să organizeze festivalul duminică, 18 mai. Atrag
atracția spectacolului va fi celebrul interpret de muzică populară Nicolae Furduiancu, după cum a declarat primarul din Șercaia, care mai spune că organizarea festivalului din acest an costă aproximativ 30.000 de lei. În pădurea de la Vad, locul unde se desfășoară festivalul tradițional al narciselor, vor veni mulți turiști, dar și comercianți. Organizatorii speră ca vremea să fie frumoasă și să vină mulți turiști, pentru că anul trecut a plouat. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Vă reamintesc că ne puteți viziona și pe internet, accesând site-ul nostru impactfagaras.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. După publicitate, urmăriți emisiunea Plus și Minus. Rămâneți cu bine!